Salut, sunt Delia și abia aștept să ne vedem pe 8 mai la Sala Transilvania, Sibiu. Termenul de finalizare pentru lucrările la viitorul Parc Tilișca este stabilit pentru luna august a acestui an, dar stadiul acestora nu este promițător. Până acum s-a lucrat la stabilizarea terasamentului, lucrări care sunt realizate în proporție de 70%. Problemele apărute la aceste lucrări au costat 400.000 de euro în plus, dar constructorul nu a înștiințat deocamdată primăria că termenul ar putea fi depășit. Lacurile de la Ogna Sibiului sunt pregătite pentru redeschidere. Sibienii și turiștii vor putea veni aici după data de 15 mai. Până atunci, vremea se va mai încălzi, iar temperaturile vor fi perfecte pentru bălăcit și relaxat. În prezent, în complexul lacurilor naturale se desfășoară ultimele lucrări de renovare, astfel încât oamenii să poată vizita litoralul Ardealului la final de primăvară. Sute de ucrainieni au găsit la Sibiu o a doua casă. Spun că aici au fost primiți de oameni calzi, cu inima și brațele deschise, dar când se gândesc la familiile lăsate acasă, la fiii care luptă pe front, ochii li se umezesc. O parte din ucrainieni cele ajunse la Sibiu și-au găsit un loc de muncă pentru că trebuie să-și întrețină copiii. Sunt cu gândul mereu la țara lor și spun că așteaptă încheierea războiului pentru a se putea întoarce acasă, să ajute la reconstrucția țării.